cred. Mă, vere, chiar e pentru mine. Nu știu. Mie melodia asta mi-aduce aminte de perioada când eram mic și tocmai învățam ce este la rap. Lăsați-mi în comentarii cine cântă, dar mă rog, toată lumea știe cine cântă, dar lăsați-mi ce melodie este. Guys, neața, mă numesc Marius, bine ai venit la un nou daily vlog. Dragilor, acum mergem să vă arăt o mașină pe care v-am mai arătat-o cu ceva timp. Acel CEO, da, CEO cu pe benzină. S-a ieșit într-un minut, cu siguranță dacă aș avea bani mult pe care să-i spar pe mașini, i-a sparge pe un supercar gen... Mă știau. I-a sparge pe un supercar gen, na, ceva 4x4 benzină V8 și cu siguranță un hibrid pentru oraș. Ăla de acolo este un BMW M5. Fuck! Să mă rog, bibici, aș vrea și o să am o benzinărie. Să alimentez când vreau, gratis, full. Yeah. Siege. Riley. Taz. Yeah. Ok, deci ne aflăm în CEO acum și în principiu mergem și-l spălăm. Deci avem un cold start aici. Ok, mulți au spus că are mașina, are consumul ăla de 20 acolo pentru că tocmai ce am plecat cu ea, adevărat. Dar consumul nu scade sub 12 în oraș. Cât scade, mă? Cât e consumul în oraș? 12%. 12% litri de pe gaz, că este făcută pe gaz, pardon, benzină. Hai să vă arăt o chestie mișto la mașina asta. Acum dacă iau piciorul de pe frână, ia uitați, se duce în față, dar dacă apăs mai tare pe frână, nu se mai duce. A apărut chestia de hold acolo și practic o trage frână de mână, ceva de genul. O ușor. Consumul, uitați, a mai scăzut, e 13,3. Dar da, dacă mergi frumos pe ea, chiar poate să scadă sub 10, să zicem. Niciodată. Ce? În față avem verde, dar suntem departe de verde, așa că facem asta. Iată, fraților, am ajuns la spălătorie. Inițial am fost la o spălătorie unde erau 7 mașini și am oamenii am dus la alta unde sunt doar 3. Este nebunie acum pe timp de Paști câtă lume vrea să spele mașina. Mai sunt două, mai e un BMW și sunt și eu. Ua, nu cred. Ce facem mere? Bine. Doamne, doamne. Deci de 46 de minute ne învârtim, dragilor, să căutăm un căcat de spălătorie și toate au de la 7 mașini în sus. Ba mai mult, am găsit o spălătorie care avea 15 mașini la coadă, 15 mașini. Inuman. 381 de cai pe 750LD. Șeptar. Gata, guys, am lăsat mașina la spălat și am mai mergem acasă și ne întoarcem după 2 ore, după ce termină să spăla mașina. Gata, guys, am spălat și mașina. Aici e curată, e super făcută. Mergem până la mall, cumpărăm ceva și până mergem acasă. Da. Ce faci? AMG. Da, e curățată next level, jur. Ce? E next level curățată. Pală bine, stai. Gata, am lăsat-o acasă. Poli. Gata. Vai, cum e Arteonul ăsta, ești nebun. Da, exact. Dragilor, am spălat mașina și am venit puțin până la mall. Apropo, dacă vezi o chelat de ăștia cu ramă de asta mișto pe margine, ai un link jos în descriere. Deci suntem la mall, sunt la mall să fac niște mici cumpărături, m-a trimis mama să le cumpăr și după mergem acasă. Guys, asta am păstrat surpriză pentru voi, farsă lui sora mea acum. Am aici un iPhone X. Stai să vin arăt. Am un iPhone X nou. Și o să mă las sora mea și o păcălesc că este al ei, gen, pentru ea. Sandra! Unde? Hai cu mine, hai cu mine. Tata va fi complice. Sandra! Am un cadou pentru tine. Sandra, jur, e un cadou. Lasă-mă să te filmez și îți dau cadou. Uite-te, uite-te. Faci buză de mine. Face buză de mine. Uite, e iPhone X. Da, bine, știu că e pentru Laura. Din... Nu. Nu, 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 nu. Păi da, nu-l desfac, nu e pentru mine. Și ba da. Da, poate nu-l vrei. E alt prank de-al vostru. Nu este un prank. Cine lua iPhone X așa? Eu nu cred. Mă, vere, chiar e pentru mine. Nu e pentru mine.
să-l ai. Îl plătești sau nu? Poți să-l ai numai dacă dai bani. Te-am prins? Nu am nu. Deci, băgai. Cred că asta e ultima farsă pe care o fac Sandri. Deja cred că am fost prea rău în ultima vreme. Papa s-a supărat. Nu, deci vă rog puțin, chiar s-a supărat pe mine. Da. Guys, mergem până la Clickbait House. Guys, mergem până la Clickbait House acum să vă fac un mic review la GoPro Hero 6 Black Edition și să vă zic și de unde îl puteți lua. Da, guys, deci aici am luat GoPro Hero 6 Black Edition. Cum îți dai seama de un produs că este foarte calitativ? Ei bine, cum este ambalajul? Ce pot să spune că ambalajul de la GoPro este asemănător cu acelor de la Apple. Primești inclusiv stickere GoPro. Aici ai bateria GoPro pe care, ia uite, ați cum scrie așa frumos GoPro și toate astea. Aici avem o chestie de care, da, e chestia asta e făcută să tragi bateria din ea. Ce pot să spun? Să citim pe cutie. 4K la 60 fps-uri, 10 metri sub apă, comandă vocală și touchscreen. Foarte tare, îmi doream de mult timp să-mi iau un GoPro, acum am strâns banii pentru unul. Și ce pot să spun că următoarea achiziție vor fi accesoriile pentru GoPro. Cutia vine însoțită de manuale de instrucțiuni pe care nu le citește nimeni niciodată. Aici îți explică asta e importantă. GoPro Care, garanția pe care asta, și aici îți explică ce și cum să-i faci monturile și toate cele. Deci asta trebuie să o ții la tine și aici are niște chestii pe care să le lipești pe cască. Văd niște chestii cum lipici așa. Foarte tare. Ia, chestia asta mi se pare că se deschide, dacă nu mă înșel. Așa, op, s-a deschis. Ia uite, și toată camera, dragilor, este aceasta. Ia uitați. Chestia asta mică filmează 4K la 60 de frame pe secundă. Nici camera mea care filmează acum nu filmează atât la calitatea asta mă refer. Wow, unde a ajuns tehnologia. Da. În cazul în care vrei și tu să-ți cumperi un GoPro Hero 6 Black Edition, ai un link jos în descriere unde poți achiziționa această cameră. Nu a fost sponsorizat, nu am primit-o pe gratis, am cumpărat-o din banii mei, dar vă las un link să vă fie mai ușor să vă duceți către un site de încredere de unde eu am cumpărat această cameră. Foarte tare. Să continuăm vlogul. De ce faci? Eu, deci am o invitată specială la mine în mașină. Este nimeni alta decât Sandra Nicolae, sora mea, care momentan este foarte supărată pe mine, dragi. Aceasta a fost a doua farsă, pentru că v-am zis că în momentul în care farsa cu ai mei o să facă 10.000 de like-uri, o să mă pregătesc cu o farsă extremă. Și na, am luat un iPhone X ca să o păcălesc pe sora mea. Sandra, hai nu mai fi supărată pe mine. E foarte supărată, nu știu cum trebuie să o împac, nu știu ce trebuie să fac. Ce-am dat în gura, m-a înjurat. Băi, ce de supărat rău. Noi acum, deci cum am mai spus, merg o las pe Sandra la bunici și după mă duc la Clickbait House, mă revanșez eu pe ea, dragilor. Lăsați-mi în comentarii ce ar trebui să-i cumpăr Sandrei sau cum ar trebui să mă revanșez ca să mă ierte după această farsă. Sandra, nu te-am făcut să suferi cu nimic, adică nu înțeleg ce ai. Da, e foarte supărată. Gata, guys, am terminat și review-ul aici. Ia uitați cum arată masa asta după review. Eu o să mă luam mie să mănânc curățele din Franța, pentru că, na, așa e frumos, ai cine în familie. Dacă ți-a plăcut prank-ul ăsta, nu uita să zdrobești butonul ăla de like. Și de asemenea, guys, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul meu că vă aflați în fiecare zi să vă uitați la daily vlog-ul meu. Și de asemenea, nu uita că te pup, nu uita că te respect. Pa!